Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou atelier de meșterilit cu rilă și aurilă. Astăzi, pentru că este iarnă și probabil sunteți în vacanță, ne-am gândit să meșterilim împreună două păpuși cu care să ne jucăm în timpul nostru din vacanță. Și anume, două păpuși cu tematică de iarnă. Un fulg de nea și un bulgărel. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Pentru aceste două păpuși pe mânuși, vom avea nevoie de două bile de polistiren, de un ciorăpel sau doi, sau de, bineînțeles, din colecția voastră de ciorăpei pe care nu-i mai purtați, sau de două mâneci de la un tricou pe care nu-l mai purtați. Eu am adus aici mai multe ca să vă faceți o idee. Uitați-vă, niște mâneci de la niște tricouri dezafectate sau de ciorăpei. Eu am avut și ciorăpei din ăștia. Sau așa. De un pătrățel sau două sau câte aveți de organța cu efect, adică de o mătase transparentă, semi-transparentă cu efect, de un marker, de ochișor mobil, de pomponi mai mici, mai mari, cum aveți, ace cu gămălie, un creion, un liniar, niște foi albe, de asemenea, și să vedem cum foarfecă adeziv, ca de obicei. Să vedem acum cum vom începe personajul nostru. Haideți să începem întâi cu bulgărel. Un ciorap, 3 sferturi sau de care aveți, pe care îl vom tăia cam așa. Îi vom tăia și talpa și o vom păstra că ne va fi foarte necesar. Să-mi scot eu mânușile ca să vedeți cum vom face. Așa. Deci, ciorăpelul îl vom putea pune în felul acesta, pe mână. Acum, să vedem cum îl facem pe bulgărel. Luăm o bilă de polistiren. Îi punem un pic de adeziv și cam pe la nivelul acesta încercăm să îl fixăm și cu adeziv, dar și cu ace cu gămălie, pentru că acele cu gămălie au rostul de a fixa bine adezivul și fiind înfipte bine în în polistiren, nu se vor, nici nu ne vor înțepa și nici nu va permite să se desprindă de acolo bila. Punem mai multe ca să le asigurăm bine. Așa. Bun. Acum, în partea aceasta din față, îi vom face lui bulgărel fățuca. Ia să vedem cum îi facem fața. Ca de obicei, vom alege
doi ochișori. Ce-ar fi să alegem doi ochișori mari de tot, așa ca pentru un bulgăre. Punem aici și aici. Bineînțeles că nu este neapărat necesar să-i facem așa niște ochi, să alegem așa niște ochișori mobili atât de mari. Putem să-i facem, să alegem ochișori de care avem. Nu este obligatoriu să respectați întru totul ceea ce fac eu. Important este să respectați etapele de lucru. I-am făcut și nasucul și ochii cu markerul roșu. Îi voi face și o guriță foarte veselă și un pic de obrăjor roșii. Dintr-o hârtie voi tăia niște muștrai de hârtie. Îl voi îndoi așa în jumătate și voi franjura puțin. Așa. Și cu un creion voi încerca să fac în felul ăsta, să vedem dacă îmi dă voie. Să-l ondulez puțin. Dacă mă lasă. Dacă nu mă lasă, putem să îi facem pur și simplu să-i boțim așa. Facem părul zburlit. Tăiem. Da. Mai tăiem puțin. În funcție de cât de mult ne convine. Mai tăiem să nu fie prea lung părul. Așa. Trebuie să așteptăm să se usuce ca să-i putem pune pe cap fesul. Fesul este această bucată din ciorap care n-a rămas, iar pentru asta trebuie să se usuce bine ochișorii.
copii. Ia uite-l pe bulgăraș, este aproape gata. Pot să mă dau deja pe derdeluș. Ia să vedem, trebuie să-mi vin acum și prietena mea Fulgdănea. Hai să facem și pe Fulgdănea. Să vedem acum Fulgdănea. Acum se usucă, stă aici cu minte bulgăraș și așteaptă să vină și prietena lui Fulgdănea. Are numai de prințesă Fulgdănea. Din ce să facem noi corpul mănușa lui Fulgdănea? Am putea să o facem din bucățica asta de mânecă, da, sau din bucățica asta mai lungă. O să facem din bucățica asta mai lungă, dintr-o manșetă de tricou, cum am și eu adeseori aceste manșete cu care mă vedeți la atelier. Manșeta, această mânecă de tricou, aici, ca să poată ieși degetul mare, deci la o distanță cam de 3 degete de ale voastre, exact pe cusutura mânecii, se decupează un mic loc prin care poate intra degetul mare. În felul acesta. Prefer ciorapii sau manșetele sau mânecile de tricou care au puțin elasten în ele, astfel încât să poată să se plieze destul de bine pe mânuțele voastre. Așa. Ia să vedem cum vom proceda cu Fulgdănea. În primul rând, Fulgdănea, hai să-i facem lui Fulgdănea întâi și întâi un Fulgdănea, că așa o cheamă. O hârtie A4 pe care o vom tăia în jumătate. O vom îndoi apoi în jumătate, în felul acesta, de-a lungul laturii mari. După aia o vom îndoi jumătatea în jumătate. Așa. După aia vom îndoi în felul acesta jumătatea, da, în felul acesta și porțiunea aceasta vom face aici pe diagonala obținută. Iarăși va trebui să lucrăm foarte, foarte exact, că e vorba de niște linii de simetrie care trebuie respectate ca să ne iasă forma pe care o vrem. Asta se îndoaie iarăși în felul acesta. Vedeți? Așa. Și acum
Vom tăia, ne vom ajuta cu liniarul. Vom măsura aici aproximativ 5 centimetri. Și vom tăia. Așa. Ia uitați cum am îndoit. Așa. Și încă o dată. Așa. Vom face un mic desen. Uitați-vă, în felul acesta. Apoi ne vom strădui cu mare grijă să tăiem pe formă, pe forma desenată. Să vedem noi dacă ne iese ce vrem. Câteodată ne iese, câteodată nu ne iese. O să vedem dacă ne iese. Hop. Așa. Așa. Acum, pe partea astălaltă, putem să-i mai facem niște crestături ușoare, dacă ne permite, bineînțeles, și instrumentul de lucru. Ia uitați! Și acum, hai să deschidem, să vedem ce ne-a ieșit. Ia să vedem dacă ne-a ieșit ce am vrea noi. Încet, cu grijă. Exact! Ne-a ieșit un fulg de nea! Ia uitați-vă ce fulg de nea frumos ne-a ieșit! Bun! Acum, cu un triunghi, un pătrat din acesta de organza, să vedem. Îl punem așa sau îl punem așa. Încă nu sunt. Da, mai bine așa ca să aibă protecție. Deci vom încerca să centrăm aici pe bucățica aceasta de organța și să o îi punem puțin adeziv numai în jurul centrului. Punem aici puțin lipici.
Așa. Și cu aceste mici ace cu gămălie vom fixa în câteva locuri în jurul centrului. Acest foarte frumos guler al personajului nostru, Fulg de Ne. Bun. Pasul următor vom face de asemenea un pic de păr personajului nostru. Facem și ei un pic de păr. Un ștraif de hârtie pe care îl franjurim în felul acesta. Îl boțim puțin. Așa. Îi punem aici puțin lipici adeziv. Am făcut peruca. Mai lipim, îi fixăm cu ace. Urmează să-i facem și ei fața. Aici mai lipim, îi mai aranjăm așa părul în funcție de cum ne convine. Așa. I-am făcut peruca. Bun. Să-i punem și ochișorii. În funcție de unghiul acesta al gulerului, îi vom face și fața. Alegem doi ochișori. O să alegem doi ochișori și pentru Fulg de Ne. Da, foarte drăguț. Îi facem și îi punem și un nasuc roz. Sau de ce culoare vreți. Nu este obligatoriu să păstrați aceeași cromatică pe care o am eu la dispoziție. Importantă este construcția. Îi fixăm și năsucul cu un pic de adeziv și un ap. Facem și gurița. O guriță veselă și un pic de roșu în obraz. Hei! Da! Ei bine! Îi punem și un pampon. Un pampon strălucitor și roșu, dar și cu puțin efect. Voi, dacă nu aveți din asta, puteți să folosiți un alt pampon, fie de la o căciuliță veche sau de la tot așa dintr-un ciorăpel, din resturile care v-au rămas. Eu, pentru că am avut, i-am pus acest pampon într-o parte. Și acum nu mai îmi rămâne decât să fixez păpușa pe
această mânușă. Dacă o voi purta pe mâna stângă, atunci gaura aceasta prin care intră degetul va trebui făcut pentru mâna stângă. Ia să vedem cam pe unde va veni, cam pe aici. Îi pun un semn ca să nu uităm exact care-i locul. Un pic de adeziv și aici și aici. Și cu multă grijă avem acolo lăsat semnul unde trebuie lipit și îl simțim cu degetul. Și pe interior vom înfige tot la fel câteva ace cu gămălie ca să fixeze capul păpușii pe manșetă. Acum putem scoate semnul. Opa! Ochii încă nu s-au uscat și încă alunecă. Ia să vedem. Op! Iată-o și pe fulg de nea. Ei, și acum avem două păpuși pe mânuși cu care ne vom putea juca în casă, în loc să ieșim la derdeluș. Bulgăraș, iuhu, și fulg de nea. Doi prieteni nedespărțiți. Dacă v-a plăcut atelierul nostru, vă mai așteptăm și în săptămânile următoare. La revedere, prieteni! La revedere! La revedere! La revedere!